O femeie a avut parte de un șoc miercuri, 10 februarie, când a descoperit cadavrul unui bărbat pe un câmp din localitatea Mănășturel, județul Cluj. Aceasta a sunat de urgență la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști și o echipă de la IML. Aceștia au constatat că bărbatul în vârstă de 65 de ani era decedat, potrivit de janul.ro. După ce l-au identificat, oamenii legii au stabilit că este vorba despre un bărbat din Mănășturel, dat dispărut încă de acum 9 zile. Trupul neînsuflețit al clujanului a fost transportat la IML, iar în urma autopsiei se vor stabili cauzele decesului. Potrivit apropiaților bărbatului, acesta nu ar fi avut probleme de sănătate, scrie știrdecluj.ro.